România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Câtă vreme se naște guvernul ăsta cu un general în frunte și susținut de PSD, ca așa pare, pe o perioadă de 6 luni, un to-do-list, cum se cheamă, eu vă propun să vorbim despre lucrurile care vor veni pe capul acestei noi formule guvernamentale. Și nu știm dacă ea va fi mai răsărită, mai curajoasă, mai hotărâtă și mai capabilă să aplice legi în România. Știu că mulți dintre voi sunt mirați și cumva descumpăniți. Da, ăsta e termenul. Descumpăniți de discursul de ieri al președintelui Iohannis. Așteptările create în jurul anunțului erau dintre cele mai mari. Mulți dintre români se așteptau la ceva concret și dur care să pună capăt sau să încetinească acest val de epidemie. Dar anunțul a fost mult sub așteptări. Așadar, o să încerc să sintetizez ce a spus președintele. Este posibil o carantină de noapte pentru cei care nu sunt vaccinați. De asemenea, spune domnul Iohannis, certificatul verde va funcționa majoritatea activităților zilnice. Dar el nu ne spune și ce înseamnă asta. Adică guvernul ăsta care pleacă, al domnului Câțu, trebuie să stabilească până unde se va merge, de fapt. Va fi nevoie de el la muncă? Va fi nevoie de el în orice magazin? În transportul în comun? Nu știm. Va fi nevoie de el de la anumite rate de infectare? Sub anumite rate de infectare? Nu știm nimic din toate astea. În fine, nu se merge la școală 2 săptămâni. Dar de ce nu școală online? Și de ce să nu se facă asta punctual acolo unde este nevoie? Adică sunt diferențe între București și Botoșani, nu? Sincer, sunt mai multe întrebări și mirări față de ceea ce am auzit aseară. În plus, tot ce se va întâmpla, se va întâmpla de luni, căci de aici nu mai știm. Și acum să vă explic, oameni buni, de ce această timiditate și de ce această întârziere. Întârzierea vine dintr-un detaliu pe care domnul președinte l-a scăpat aseară. El a spus că acum se caută cadrul juridic prin care se vor impune aceste măsuri. Odată pentru că guvernul încă în funcție are puteri doar limitate, dar și chiar dacă ar fi așa, limitarea unor drepturi și libertăți cetățenești se face doar prin lege. Asta este de fapt una dintre marile dileme ale lui Iohannis. Numai că în 2 ani, de când a început nenorocirea asta, țara asta ar fi trebuit să aibă o lege pentru genul acesta de lucruri. Și mai este un lucru foarte complicat, de fapt întrebarea cheie. Cum faci să aplici certificatul verde într-o țară în care majoritatea populației nu este vaccinată? Ce faci cu restul lumii? Câte săptămâni de tulburare socială ți asumi și până unde împingi această tulburare? Asta este a doua dilemă a președintelui Iohannis și tocmai de asta a lăsat un guvern căzător să rezolve situația. Dar să zicem că vei adopta aceste măsuri. Ce autoritate a statului mai are autoritate să le pună în funcțiune? Câtă poliție scoți în stradă? Cum va răspunde populația? Toate lucrurile astea complică situația, deși, sincer, eu nu văd altă cale, da? Cred că este singura cale. Și drumul ăsta din fața noastră se anunță unul dintre cele mai grele, pentru că, cum să zic, cine vrea să-l urmeze nu are nici sprijinul populației, dar nici sprijinul clasei politice. Chit că asta, până la un punct, este autodestructiv. Așadar, la 0372069599, vă pun următoarele întrebări. Sunt suficiente măsurile anunțate de președintele Iohannis? Cum aplici certificatul verde într-o țară în care majoritatea populației este nevaccinată? Și care este soluția din punctul vostru de vedere? Adică, după ce ați văzut că s-a anunțat, voi cum ați proceda, oameni buni, la ceea ce e de făcut? 0372069599, acesta este telefonul Europa FM la care puteți intra la România în direct. Emisiunea este și pe Facebook, evident. Vă aștept și acolo să aruncați o privire și să trimiteți mesajele voastre. Și cred că putem da drumul la dezbaterea de astăzi. Cristian, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin, salut ascultătorilor Europa FM. Îți mulțumesc că îmi dai șansa să particip la dezbaterea de astăzi.
Și aș începe, bineînțeles, exprimându-mi disprețul total față de modul în care se desfășoară totul în momentul ăsta pe scena politică din România. Am de transmis doar două chestiuni. Sunt, de fapt, două îndemnuri sau două rugăminți. Unu, îi rog pe toți cei care sunt decidenți în momentul ăsta pe scena politică să facă un pas lateral, în spate sau unde ori vrea ei, să iasă din scena pandemiei, pentru că habar nu au cum să o gestioneze. Ne-au arătat deja lucrul ăsta. Nu, această pandemie a început deja de ceva vreme. Am văzut cum a fost gestionată în alte state, am văzut cum nu a fost gestionată, în schimb, în România. De aceea, fără ca să acuz pe cineva de altceva decât de neștiință, de neprofesionalism, îi îndemn, îi rog să fac un pas lateral și să lase specialiști din domeniu să se ocupe de pandemie. O a doua rugăminte este, se referă tot la acești indivizi, îi rog frumos să iasă din scena asta publică. Mă auzi? Da, te ascult și încerc să-mi dau seama la ce ar folosi ce spui tu. Adică să se dea la o parte politicienii și să-i lasă pe cei în sănătate să decidă chestiunile astea? Cu siguranță. Astea? Cu siguranță trebuie să vedem adevărații profesioniști, cu siguranță trebuie să vedem cercetători, specialiști în virusologie, profesori universitari, specialiști în adevăratul sens al cuvântului, care să se ocupe să de comunicare, de transmiterea informațiilor către populație. Nu ei au lipsit în situația asta, țin să-ți spun. Au fost acoperiți de tot vacarmul ăsta creat de politicieni care au reușit cumva să ne dezguste prin faptul că încearcă din toate puterile lor să prindă cât mai mult din spectacolul ăsta funebru și să și-l asume în sensul în care tot timpul e de vină celălalt și nu ei, vis-a-vis de toată situația asta. De aceea mai este un îndemn față de ei. Încă o dată, îi rog frumos, stai un pic, să revenim la știu. Bun, să plece. Cum faci să aplici certificatul verde într-o țară care nu-l vrea? Cum faci? Explicând, încă o dată spun, depinde ce voce transmite mesajul. E foarte important. În momentul ăsta populația nu are încredere în politicieni. Dar nu-i doar în momentul ăsta. Noi, oamenii simpli, plătitori de taxe, nu mai avem încredere în politicieni pentru că ne-au trodat constant 30 de ani. Fii atent. Nu putem fi acuzați. Doamna Floare Gal ne scrie din Portugalia pe Facebook. Zice așa, aici certificatul verde a avut efect, dar pentru că a fost numită în funcția comitetului respectiv un amiral care a fost un tip foarte organizat și lumea a crezut în el. Uite, domnule, avem un general care vine la conducerea guvernului. Dacă astăzi domnul Ciucă zice, prieten, certificat verde, restul vaccinați-vă, ai încredere în generalul Ciucă? Personal am încredere într-o personalitate de... Da, personal spun că da, ar putea să... Dar e membru al PNL, generalul Ciucă, da? Adică, dar te simți? Este membru al PNL, este adevărat. Însă este perceput mai puțin ca politician și mai mult ca un profesionist. Așa cum sunt mulți și în PNL, și în PSD, și în USR, și în orice alt partid, regăsim și astfel de persoane care au un cuvânt într-adevăr de spus. Da, prin profesionalismul lor și prin ceea ce au făcut ei, ne-au demonstrat de-a lungul timpului că au un alt caracter. Să te audă Dumnezeu. Deci, pe cuvântul meu, dacă altceva, dacă generalul Ciucă vine și schimbă fața vaccinării în România și prestanța sa este va influența populația să se vaccineze, să respecte restricțiile, toată admirația mea. Pentru că am un semn de întrebare ca și UDMR-ul atunci când în fruntea unui guvern care este în general civil vine un militar. Sigur că Sunt de acord, însă este o situație excepțională pe care o trece țara. Aha. Hai să vedem. Mulțumesc tare mult. Dacă nu cumva, o să discutăm săptămânile următoare, dacă nu mitul acesta al armatei române nu cumva este și el la fel de mare. Hai să vedem cât va rezista când va fi supus unor presiuni formidabile. Horia, salutare. Ai dilema în față? Cum faci aici să aplici un certificat verde, că bănuiesc că asta va fi principala măsură, într-o țară care nu îl vrea. Horia la Europa FM, te ascult. Salutare.
Sunt atât de multe, sau cel puțin eu am atât de multe de spus, încât chiar nu știu de unde să încep. Dar uite, de la întrebarea mea, e cel mai sănătos să încep de unde te-am întrebat eu. Corect, sigur că da, exact asta vreau și spun, că o să încep de aici. Întrebarea mea este, care certificat verde? România, privind în ansamblu, nu are certificat verde, are 30% dintr-un certificat, are primele rânduri scrise. Ce o să fac? O să dea afară toți nevaccinații, nu o să le permită să iasă din case, serios? Înseamnă că ori ești prost, ori ești prost. Da, hai să vorbim. Poate să blocheze totul. Hai să vorbim frumos. Da, asta este realitatea. Asta e la un nivel în care nu mai pot. O să facem ce? Nu o să mai avem farmaciști, pentru că, sau să zicem că cei din domeniul medical poate sunt vaccinați, da? Nu o să mai putem pune motorină pentru că aceia nu sunt vaccinați. Nu o să avem să cumpărăm pâine, nu o să avem de să facă ce? Acum? Nu, asta trebuia făcute din timp. Trebuie explicat din timp. Campania pro-vaccinare a fost foarte prost făcută și s-a mers pe principiul creierii unei case. Cei vaccinați care au beneficii și nu medicale. Pot merge în concedii, pot ieși. O altă prostie din punctul meu de vedere, ca să zic așa, este faptul că cei vaccinați, dacă sunt contact direct, nu intră în carantină. Serios? În momentul în care știi că și cel vaccinat poate da mai departe, nu îl carantinezi, adică lași un singur om care poate face parte dintr-un mare colectiv, lucrează într-o fabrică, cu alți 200 de oameni, îl lași pe el ca să dea și la ceilalți. Așa este, da, să le explicăm celor deci, care nu știu, așa e legea. Contactul direct vaccinat nu este supus carantinării. Așa este legea. Eu personal, caz care a fost contact direct de 3 ori, din care o dată a avut părintele cu care locuia în casă cu formă medie și a mers la muncă pentru că era vaccinat. În același timp, asta ține și de responsabilitate individuală. Și eu cunosc oameni care... Și eu cunosc oameni care au fost fix în aceeași situație, dar au hotărât să stea alături de partenerul de viață în casă vreme de 8-9 zile până când s-a negativat și persoana respectivă, după care a ieșit și omul din casă. Deci, adevărat, sunt de acord. Doar că problema este că la noi liberul arbitru din punctul ăsta de vedere nu ar trebui să existe, pentru că noi nu avem spirit civic. Că dacă am fi avut, nu ar fi fost aici. Asta zice Iohannis. Domnule, de luni nu mai există liber arbitru. Exact asta spune. Da, e puțin cam târziu. Nu am vrut ore online. Deci totul se bazează pe populism. Eu sunt unul Arafat sau nu știu care vrea să pună pumnul în gură, să tăiem microfonul antivaccinistilor. Ok. Eu sunt de acord, cum spuneți, dar eu întreb, când se va tăia microfoane, se vor tăia microfoane populiștilor? Greu asta, greu, au mai trecut și alții. E greu, adevărat, da. Cât privește măsura cu școala, aia e pentru mine, e de tot ce s-a întâmplat cu școala în ultima lună, pentru mine depășește mintea mea, eu nu pot să înțeleg. Da, asta eu nici eu nu pot să înțeleg de ce, spre exemplu, anul trecut... Știind că urmează probabil în toamnă încă un val, de ce nu s-au făcut, că să fim serioși, avem profesori de informatică foarte buni în țara asta, de ce nu s-a creat o platformă 3 luni de vacanță? Mereu așteptăm să ne împiedicăm și după aia să căutăm soluții. Niciodată nu se caută soluții din timp. Dar vezi și, că nici încă un lucru aș vrea să mai punctez, vis-a-vis de campania de vaccinare, a fost gândită, adică să continue, a fost gândită foarte prost. Pentru că nu, oamenii nu au fost, nu li s-a creat o emoție în baza căreia omul să se ducă să se vaccineze. Am văzut acum recent o campanie începută de cei de la Recorder, care, sincer, mi se pare foarte bună. Dar nu mi s-a spus și nu am fost cinstit de la început. Mi s-a spus că vaccinați-vă, este sigur, 100%, după câteva luni au început efectele adverse. Dar nu mi s-a spus clar de la început, ok, e posibil să apară efecte adverse pe care încă nu recunoaștem, dar beneficiile sunt mult, mult mai mari decât aceste efecte adverse. Trebuie să explice și paracetamolul are efecte adverse și agocalminul are efecte adverse. Nu trebuie să ne striem. Dar ce să facem? Să ne lăsăm copii orfani și să obținem mai bună? Nu, nouă ni s-au scos în față beneficiile acestea, că putem circula liber, tot felul de aberații, pentru că ei, politicienii noștri, dacă sunt obișnuiți să aibă doar beneficii de genul acesta fizice și așa mai departe, ei nu știu. Oare numai politicienii Horia? Asta ar fi o întrebare. Îți mulțumesc tare mult. Știți ce constat? Că e o problemă grea cea pe care v-am pus-o astăzi în față. Pentru că, vedeți, e ușor să fim supărați pe oamenii ăștia care au greșit mult până în punctul ăsta.
Dar când vine marea întrebare, că și ei stau la masa asta azi, Câțu cu cine a mai rămas pe acolo, poate și cu generalul Ciucă și cu alții, am zis, bă, cum facem cu certificatul ăsta verde? Până unde îl punem? Până unde o să le interzicem oamenilor? Și cine aplică asta într-o țară care are două treimi din populație nevaccinată? Adică propunerea domnului Iohannis este către o soluție care limitează drepturile a două treimi din populație. Și acest lucru, încă o dată, unde îl duci că ce ai nevoie de o lege? Că așa e Constituția României. Urstimatul Parlament al României nu a rezolvat o astfel de chestiune până acum și nici nu a existat o dorință a grupurilor de la putere să facă lucrurile să meargă aici. Mihai, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Eu ce pot să spun, ca să nu creadă lumea că vorbesc prostii, eu sunt vaccinat. În momentul de față, sunt răcit cobză, mi-a făcut un test de anti-COVID și a ieșit negativ. Se pare că e doar o răceală, nu-mi dau seama. Doar că la mine, la serviciu, unul din colegi, ce să vezi, s-a dus la un caz cu alți doi colegi în aceeași mașină și și-a făcut un test. A ieșit pozitiv, el, bineînțeles, tot vaccinat. Și el a rămas în carantină și ceilalți doi colegi, unul dintre ei vaccinat, este trimis doar acasă, nu este, să zic eu, în izolare sau așa, cel nevaccinat l-au trimis tot așa. E o chestie ambiguă că, ce să vezi, să-l bagi în izolare sau să nu-l bagi. Deci eu ce să mai cred? Dacă deci, este contact direct și nevaccinat potrivit legii, trebuie... Mai nu se poate, că au fost tot timpul pe aceeași mașină. Da. Cel nevaccinat deci, trebuie să stea în izolare, cel vaccinat, păi da, potrivit da, legii din România, nu stă în izolare. Asta e legea păi momentului. Da, dar nu i-au dat nimic la mână. Deci nu i-au dat un concediu, nu i-au dat nimic. DSP-ul nici măcar nu l-a căutat. Bine. Deci, o să-l caute peste o lună. Stai, că aici sunt nenumărate întâmplări. Păi să-i spună ce, bravo, ai trecut prin boală. Da, exact. Sau asta, n-ai trecut prin boală. Că poate să-i dea un certificat. Momentan nu prezintă simptome. Bun, sunt de acord, sunt o sumedenie de situații, dar știi care e unul dintre motivele pentru care se întâmplă asta? Pentru că pur și simplu avem o mână sunt de oameni de situație. Care primesc o avalanșă de telefoane. Unde să te duci întâia dată? Avalanșa asta trebuie oprită. Adică asta, aici se așteaptă o măsură. Bă, cum facem să nu mai primim zilnic în spitale 1000 de oameni? Cum facem să nu mai moară zilnic? De asta te întreb și pe tine, Mihai. Păi că e problemă grea. Că așa, sigur, toți suntem nemulțumiți de Iohannis. M-am plictisit de când sunt nemulțumit de Iohannis. Și de cât și mai zic. Referitor la certificatul verde. Așa, cum îl aplici? Aș zice să nu bage deloc. Deci nu-i văd relevanța. Dacă eu sunt vaccinat și pot să mă îmbolnăvesc și pot, mai mult, pot să transmit boala, cu ce mă încălzește pe mine certificatul verde? În afară de faptul că dacă nu l-am pe telefon, să nu l-am pe hârtie. Bun. Ce-mi zice? Adică asta e situația de acum. Da? Mihai, asta e situația de acum. Nu pot să intru într-o clădire, nu pot să fac anumite chestii. Mi se pare o chestie de răspundere deosebit de gravă. Propunerea ta este pentru situația... Adică tu zici, bă, să rămână ca acum. Ca acum așa e. Că nu-ți cere certificatul ăla pe la niște restaurante, atât. Da? Adică și alea, nu păi toate. N-ar trebui nici măcar acolo. Bun. Ce mă căzește pe mine, că eu pot să îmbolnăvesc. Okay. Bun, dăm deoparte. Pot să îmbolnăvesc lumea foarte bine. Era ca pe canalul 2020, când asimptomatici erau căutare de vrăjitoare. Dăm soluție atunci să oprească avalanșa, Mihai. Dacă asta e o soluție proastă, dăm cealaltă soluție. Deci să pună restricții, să zică asta facem, vaccinat, nevaccinat, asta facem. Restricționăm tot. Punct. Deci, adică un fel de carantină. Mergi de aici o carantină aici. Generală și asta este. Da. Mulțumiți, nemulțumiți, asta este. Poate și asta e o soluție. Dar nu să mai bat apa în piu, o să... Profesorul Chierecheș, cred că asta spunea ca să ajungă să fie, de fapt nu o să ajungă să fie, sunt noi asimptomatici. Deci ei se plimbă bine, mă mulțumesc pe oriunde și fac ce vor. Da. E adevărat, îți mulțumesc tare mult că fac ce vor, e adevărat că sunt afectați mai puțin, adică mulți dintre ei, dacă se infectează, sunt la nivel de răceală, răspândesc, nu știm în ce măsură, dar dacă răspândesc la alți vaccinați, șansele ca aceștia să rămână acasă și să se îngrijească cu paracetamol și stat acasă să fie mult mai mare. Adică eu cunosc deja mulți oameni vaccinați, trecuți prin boală și după vaccinare și care au avut suferință vreme de 2, 3, 4 zile, 5 zile
nu le-a scăzut saturația de oxigen, au putut sta acasă, adică a fost ca gripa de pe vremuri. Poate asta trebuie să fie ținta. Marius, salutare, ești la România în direct la Europa FM. Cum mergem mai departe, Cătălin, domnule? Salut! Nu știu dacă putem merge mai departe, mi se pare că suntem într-un ridicol și ne afundăm pe zi ce trece în ridicolul ăsta, din păcate cu mii de morți, sute zilnic, dar sute de mii morți în total. Problema este că n-ai cum să aplici niciuna din măsurile astea, deci decât prin sondaj, nu cred că se va putea institui din nou filtre peste tot, cu armată, cu poliție, cred că ar fi cea mai mare prostie și 30% nu poate să țină o economie. Dacă interziști ca să se ducă la lucru sau noi avem comenzi în fabrică, cine îmi face comenzile dacă cei mai mulți nu sunt vaccinați, cei mai mulți nu vor să se vaccineze? Le-am încercat să le explic avantaje, dezavantaje. Nu, nici nu vor să asculte. Tu ești șeful închid acolo? Închid fabrica, închid producțiile, închid comenzile, am comenzi cu penalități, contracte cu penalități. Nu pot să închid fabrica, nu pot să fac nimica. Dar de ce spun că suntem într-un ridicol? Anul trecut, pe vremea asta, aveam câteva cazuri. În martie anul trecut aveam 3 cazuri, venea, cum îi spunea, izoleta. Și ne făceam de râs cu izoleta respectivă. În martie 2020, că... 20, da, în martie 2020, în octombrie, trecut, la începutul pandemiei. În octombrie... Eu zic că va trebui să ne învățăm să trăim cu această pandemie, cu victimele care sunt, pentru că nu cred că este o soluție. Chiar dacă vaccinarea poate fi o soluție, a putut fi ca să evităm asta mult mai demult. Nu s-a făcut nimic ca cu domnul Gheorghiță, cu domnul Cercel, care spunea că e o gripă anul trecut, cu domnul Rafila, cu domnul Iohannis, cu domnul Câțu. Nu vreau să mai discut, de aia vă spun, suntem într-un ridicol, Marius, și într-un ridicol care merge de nu, zi. Stăm până luni. De ce trebuie să stăm până luni și n-am aplicat de azi dimineață sau de aseară, de când a ieșit? Adică am încercat să-ți explic că nu au cadrul legal. Și mai mare ridicolul. Marius, de luni. Cine va aplica de luni? Câțu, care nu are autoritate legală ca să aplice. Cine va aplica? Cine va fi autoritatea? Nu vom putea. Vom muri, cei care vor scăpa, vor scăpa și asta este viața. Ne place sau nu ne place, din păcate, trist, dar adevărat. Asta e soluția pe care statul român a avut-o până acum. Dar fii atent la mine. Te înțeleg, te afectează. Ok. Înțelegi că nu se dar poate merge... Dar nu vorbesc numai de mine. No, fii atent, dar dăm voie să vorbesc și eu. România. Fii atent. Îmi cer scuze. Nu putem merge mai departe așa, pentru că și tu și eu și cei dragi nouă vor rămâne fără spitale. Nu pot să trimiți zilnic câte un avion de oameni la moarte și mii de oameni în spitale, dar, căci acolo... Dar, care este soluția pe termen scurt? Nu este soluție pe termen scurt. La asta se va ajunge. Că ne place, sunt că nu ne place. Sunt soluții moarte, și le știi foarte dar, bine. Dar mor la poarta spitalului și nu este loc în spital. Păi, spitale astăzi, nu se dacă, face de azi pe mâine. Doamne ferește, faci un infarct astăzi, nu vine ambulanța la tine. Așa este. Așa că este. Nu are și cum nu să vină ca ambulanța de oxigen la spital. Da, adică da, adică da, am blocat o parte din Românie din cauza asta. Trebuie să o deblocăm. Păi, bun, dar cum o deblochez? Asta spun. Noi avem astăzi un premier propus. Nu știm, va trece, nu va trece. Cel care este în exercițiu nu are autoritate și drepturi. Nu are nicio autoritate politică, nu are nicio autoritate legală. Cum vom putea impune aceste măsuri? Cine le va impune? Credeți că PSD-ul și cu PNL-ul mâine vor da o lege care să vă treacă și prin Parlament, să fie și aprobată de președinte? Ar trebui. Să, astfel încât să poți impune o carantină sau dacă, să reduci drepturile și libertățile? Dacă domnii Câțu și Ciolacu au o urmă de responsabilitate, la asta ar lucra. Eu cred că dacă au o urmă de responsabilitate, lucrează cum să împartă PNRR-ul, nu cum să facă... Aia e în secundar. Haideți să fim, haide să fim serioși. Eu vreau să fiu serios și nu să fiu visător. Adică visăm de prea mult timp. Asta da, e părerea mea, că noi ca țară visăm de prea mult timp. Scuză-mă, e o problemă de viață și de moarte acum. Adică așa dacă este, ne facem socotelele... Și cine o să acum? Rămână, o să rămână, cine moare, moare. Plen, poate asta să nu eu, e... puteți fi dumneavoastră, îmi pare pot rău, să, asta trebuie să acceptăm. Pot să-ți moară ție muncitorii. De da, care pot te să mor eu, nu muncitorii. Pot să mor eu, nu asta, muncitorii. Așa merge, Marius, mai departe. Asta e, așa am ajuns noi în dar 2021. Dar ce putem face, Cătălin? Eu vorbesc cu tine închidem, la radio uite... și nu pot să fac absolut nimic. Ce pot eu personal să fac? M-am vaccinat? Discuția asta e auzită și de Câțu, și de Iohannis, poate nu la modul direct. Și credeți că ține cont de cineva, da, de, dacă de suntem noi, de mulți nervoși? Moritori? Da, sunt convins. Așa cum noi suntem ținut... doar niște numere pe buletinele de vot. Eu vreau să schimb această mentalitate de a fi numere pe buletinele de vot. Va fi greu. Eu vreau să te ajut. Dă-mi
îmi dau tot sunt concursul două soluții. De ajut la asta, dar din odată păcate că trebuie nu pot să fac mai mult de atât, decât odată... să fiu revoltat astăzi. Da, păi, odată că trebuie închis, eu sunt revoltat, odată că trebuie închis tot și doi la mână, trebuie aplicat certificatul ăla. Ce soluții să mai ai acum ca să oprești drama și asta? Și cum verifici certificatul ăsta, spun, decât nu știu, domnule, să scoată... să scoată domnul Ciucă niște polițiști în stradă și o să verifice. Păi, aici, în București, aici, din câte am văzut iarăși, eu, poliția e pe stradă... Fără buletin, păi, cine aia, poate, care din prin sondaj, polițiștii pot, armata domnule, poate sau nu Marius, poate, jandarmeria poate sau nu ai poate. Și aici sunt multe un milion semne de țări întrebare. Care au făcut asta. Ai țările din altă astăzi parte... Astăzi am avut un client din Belgia, mi-a spus, zic, cum e în Belgia cu situația COVID-ului? Mi-a spus, de ieri până astăzi au crescut cu 50%. N-a știut să-mi spună numere, dar știți cum e, 50% dacă e de la 1 la 2 nu înseamnă nimica. Dar dacă e de la 1000 la 2000 este o creștere semnificativă. Deci chiar și în țările creșterea valului 4 se va produce, probabil și în Italia și în Spania vom ajunge iarăși să avem mulți morți. Pentru că și acolo... Ei au trecut prin valul 4 și sigur... Acum nu știu dacă au trecut prin valul 4. Probabil, dacă au trecut o să vină 5-ul. Dar vă spun că situația e dramatică peste tot, nu numai la noi. Belgia pentru că peste este tot la sunt politicieni. Peste atent. Tot sunt politicieni. Încă o dată. Belgia, îți mulțumesc mult. Belgia este la 6552 de cazuri. Asta e creșterea respectivă și într-adevăr e mare pentru că pe 7 zile era la 3800. Deci brusc s-a dublat acest caz. Întrebarea care se pune este, s-a dublat acest număr. Întrebarea care se pune este în ce măsură oamenii aceștia sunt bolnavi de ajuns în spitale sau sunt bolnavi acasă. Aia e o diferență care se poate face. O mică diferență pe care o putem face acum. Marea diferență. Alexandra, salut! Bună ziua! Mulțumesc pentru răbdare! Nu aveți pentru ce, mi s-a părut cea mai simplă modalitate de a-mi face auzită părerea. Văd că tot se caută vinovați și soluții și putem da vina pe autorități că n-au organizat bine campania de vaccinare sau că n-au făcut multe alte lucruri pe care puteau să le facă, dar în același timp cred că fiecare dintre noi ar trebui să vorbim cu noi în momentul ăsta și să ne gândim dacă noi am făcut tot ce ținea de noi ca să oprim ceea ce se întâmplă. Eu cred că atâta vreme cât vaccinul a fost disponibil gratuit pe majoritatea grupelor de vârstă, a stat în fiecare din noi să oprim acest lucru. Formele grave, blocajul din spitale, să nu mai ajungem într-un lockdown. Te-aș întreba, te rog, eu cred că în momentul ăsta e o soluție, lockdown-ul. Dar pentru câtă vreme? Mai respirăm 3 săptămâni, după care o să ajungem din nou aici, dacă procentul de vaccinați rămâne acesta? Fiecare din noi ar trebui să stăm de vorbă cu noi și să luăm măcar în al 12-lea ceas o decizie rațională și nu bazată pe frică. Și să nu mai plecăm urechea la toate zvonurile care circulă. Eu asta cred că ar trebui să fie, facă fiecare om pentru el și pentru familia lui, în primul rând. Și de aici încolo, nu știu, Dumnezeu să ne ajute. Pentru că s-a ajuns, nu știu, dăm vina pe oricine altcineva, dar știți, e la fel ca și cu votul. Nu ieșim la vot și după aia ne băităm de cei care ne conduc. Haideți să ne vaccinăm și să vedem după aia ce se mai întâmplă. Bună că poate analogie. Se oprește. Bună analogie. Păi, ori fi aceiași oameni care nu au ieșit la vot, ori fi aceiași oameni care nu s-au vaccinat? Da, sunt aceiași oameni care, cărora în România le este frică să aleagă pentru a nu-și asuma după aceea bine alegerii făcute. Asta este, din punctul meu de vedere, principalul lucru de care suferă poporul român, românul în sine. Nu este frică să alegem, pentru că în momentul în care ne exprimăm clar o alegere, putem fi acuzați pentru ea. Este mult mai bine să ne ascundem și să nu fim niciodată trași la răspundere. Dar lucrul ăsta nu merge la nesfârșit și, din păcate, acum, sincer vă spun, mă doare sufletul de toți oamenii care mor și au fost influențați să ajungă în situația în care sunt acum. Iar cred că sunt oameni care știu unde i-au dus și care eu cred că iau sincer pe conștiință. Ar trebui și ei să stea de vorbă cu ei. Sunt convins și le spun mereu în fiecare zi colegilor mei din Breasla asta, care au dat drumul la megafoane pentru tot felul de oameni, că astăzi ar trebui să fim mai cumpăniți, mai echilibrați și că fiecare vorbă pe care o spunem s-ar putea să coste vieți. Da, omorâm oameni. Omorâm oameni prin acțiunile noastre. Spui și că... din păcate eu omor oameni, deși sunt vaccinată, sunt conștientă că fac lucrul ăsta pentru că mă întâlnesc cu ei la muncă, le transmit virusul, nu am cum să-i păzesc. Este datoria lor față de ei să se păzească singuri.
și au modalitatea de o face. Trebuie doar să treacă peste frica aceea de efecte adverse. Trebuie să se uite pe niște cifre clare care arată că sunt mult mai puțini oameni, colosal mai puțini oameni care au murit din cauza vaccinării decât din cauza virusului. Și să aleagă pentru ei, pentru viața lor. Asta e tot ce pot face în momentul ăsta, fiecare din noi. Pentru că și legile și așa durează. Totul durează mult prea mult, mai mult decât timpul pe care îl avem noi pentru noi ca individ în momentul ăsta, fiecare din noi. Chiar și pentru viața noastră. Ea e Raluca, a vorbit la România, ea e Alexandra, a vorbit la România în direct. Raluca vine acum, salutare Raluca, cum faci să rezolvi această dilemă? Certificat verde într-o țară care nu-l vrea. Bună, păi sincer nu știu în momentul de față să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că populația din România nu cred că mai are încredere sub niciun fel de formă în ceea ce înseamnă politicienii de la noi. Și nu văd exact ce fel de măsuri ar putea implementa acum, așa, urgent. Astea sunt niște lucruri care trebuiau făcute, zic eu, din vară. În vară am fost toată lumea ultra relaxați. Am fost la mare, am fost la munte în concedii, am fost la concerte și așa mai departe. În condițiile în care, da, a venit din partea conducerii, cum că de fapt pandemia s-a dus, nu prea mai există pe la noi. Ce se întâmplă acum este consecința tot a hotărârilor luate de clasa politică, să spun așa. De acord cu tine, dar situația e cea care este și trebuie situația rezolvată. Eu de asta v-am chemat astăzi. Acum, eu cred că în primul rând ar trebui să se dea un lockdown total. Nu știu, poate nu pe un termen foarte lung. Ce s-a spus aseară a fost un fel de bătaie de joc. Cu ce? Ce-i cu treaba asta cu nu mai circulăm seara după ora 20? Ce sunt șobolani și ne-a tăiat posibilitatea să mișcăm prin orașe? Nevaccinați. E egal, eu sunt vaccinată, dar... Da. Ideea este, încerc să explic încă o dată, cât de lipsită de sens este această măsură, ea vizează pe cei nevaccinați care ar putea să se adune la un loc pentru mici petreceri, știu eu, întâlniri cu prietenii în casele unor oameni. Verifică lucrurile acestea. Pot să rămână peste noapte, dar acum în viața, hai să nu împingem lucrurile la extrem, că și noi avem familie, avem vieți, știm cum se desfășoară. Nu, eu vorbesc despre umblatul pe stradă. Păi nu, cine? Ar trebui să fie poliție. La mine în sat este poliție care mai vine, mai întreabă din când în când, mai ales când sunt ratele mari. Dar știi cum se întâmplă în viață? Vrei să bei o bere cu un prieten sâmbătă seara? E, nu mai poți să o bei decât până în ora 20, știi? Asta ar fi ideea. Poate stai afară, poate... Că aici intervine și responsabilitatea, cum bine spuneți. Sigur că statul ăsta are niște resurse limitate, dar la un moment dat oamenii trebuie să înțeleagă altfel cum să meargă lucrurile. Știți cum este? Despre responsabilitate este vorba în primul și în primul rând. Pentru că eu vaccinată, vă dau un exemplu. Eu sunt vaccinată, dar eu nu ies nici măcar pe stradă fără mască. Asta este un lucru, nu știu, și treaba asta o fac de când a început pandemia, am făcut-o non-stop. Da. Îți mulțumesc. Trebuie să fac un anunț. La 25 minute, președintele Iohannis face declarații care vor fi transmise în direct de Europa FM. Așteptăm, probabil, nominalizarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Probabil că acela va fi generalul Ciucă. Vom face o ediție specială după declarațiile președintelui Iohannis la ora 25 minute încă o dată. Bogdan, salutare, ești la România în direct. Alo, bună ziua, m-auziți? Da, salutare, te ascultăm. Salut, Cătălin. Referitor la întrebarea ta, răspunsul meu ar putea fi aparent simplu și complicat în același timp. La ce mă refer? Politicienii vorbesc toată ziua, bună ziua, la televizor, de responsabilitate. În țara asta, responsabilitatea din partea oamenilor s-a văzut clar că nu există, cu riscul de a jigni, că spun chestia asta la radio. Și, în primul rând, responsabilitatea trebuie să vină de la politicieni. La ce mă refer? Introducerea certificatului verde poate fi interpretat ca restrângerea drepturilor și libertăților, care, potrivit Constituției, nu se pot face decât prin lege. Da. Ori,
Responsabilitatea în cazul ăsta, din punctul meu de vedere, ar trebui să însemne în primul rând asumare din partea lor și să vină în Parlament cu un proiect de lege care să restrângă drepturile și libertățile. Și, bineînțeles, nu doar atât, care să și treacă control de constituționalitate. Asta e cea mai simplă variantă din punctul meu de vedere și, în același timp, cea mai complicată. Acum, măsuri sunt multe, le vedem în fiecare zi pe la televizor, dar eu zic că cea mai sfântă asta ar fi restrângerea drepturilor și libertăților prin lege. Și atunci, când toate vor fi puse cap la cap, nimeni nu va mai avea ce să comenteze. Stai că ne sunt restrânse drepturile prin OUG, stai că sunt prin HG. Nu, domnule, prin lege, și atunci știm unde suntem. Îmi pare bine că ai spus lucrurile astea și că au venit dinspre tine. Pentru că, da, asta e soluția. Să pui de acord clasa politică, să lași un pic deoparte ce ai de tras tu din criza asta, călcând peste cadavre, să găsești acel cadru legal și mijloacele potrivite și de armonizare și cu Curtea Constituțională. O clasă politică chiar șchioapă, cum e a noastră, poate face asta, dacă nu se mai gândește la cum să tragem foloase din treaba asta. Dacă nu stă la cotitură ca PSD-ul, zice, domnule, lasă-i pe ăștia că-și frâng gâtul în morți acum, în timp ce PNL-ul vrea să facă și el să rămână cumva și popular, dar să și rezolve situația. Niște oameni responsabili se adună la masa asta cu Iohannis și zic, băi, asta e situația, hai să ieșim de aici cu colegi să vedem cum facem. Asta e. Îți mulțumesc pentru soluția asta. Nu trebuie poate să-și cer scuze. Poate fi o măsură nepopulistă, dar nepopulară, să spun așa, dar din păcate asta e. Eu nu sunt votant de dreapta, nu sunt așa, dar din păcate asta e realitatea. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc. El e Bogdan, a fost la România în direct. Încheiem aici, nu, Sorin? Și urmează ediție specială. Imediat o să vină Alice Iacobescu. Trebuie să dăm 3 minute de publicitate, așteptăm împreună declarațiile președintelui Iohannis, să vedem ce urmează mai departe în criza politică și sanitară.